Câștigătorul alegerilor locale din Sălaj este fără doar și poate PSD-ul, care obținând 25 de mandate de primari, 233 de mandate de consilieri locali și cele mai multe voturi la Consiliul Județean. Alegerile locale sunt cele mai apropiate de alegător, candidații pentru consilier local, primar și consilier județean fiind asimilați ca provenind din zona cea mai apropiată electoratului. Cu toate acestea, la alegerile din 5 iunie, candidații nu au reușit să scoată electoratul la vot. Din 200.862 de persoane aflate pe listele electorale în Sălaj, au votat doar 108.136. Aproximativ 1% dintre acestea au votat prin intermediul urnei mobile. Din voturile exprimate, peste 6.700 de alegători și-au anulat votul. Pentru Consiliul Județean, alegătorii au avut de data aceasta un singur buletin de vot, cel pentru listele de consilieri județeni. Doar la ultimele două alegeri, președintele a fost ales direct de către electorat. Din acest an s-a reintrodus varianta alegerii președintelui din rândul consilierilor județeni, ceea ce a produs mutarea centrului de greutate pe lista de consilieri. Astfel că partidele care au depus liste au căutat locomotive care să atragă voturi. Doar 7 partide au depus liste pentru consilieri județeni, iar pragul electoral au atins 4, PSD, PNL, UDMR și în premieră pentru Sălaj, UNEPR. ALDE, PMP și PPMT nu au obținut suficiente voturi pentru a intra în Consiliul Județean Sălaj. Astfel că cele 31 de mandate de consilier județeni s-au împărțit astfel. PSD are 12 consilieri, PNL a primit inițial 9 mandate plus 1 la redistribuire, UDMR a obținut 6 mandate plus 1 la redistribuire și UNEPR a obținut un mandat plin plus 1 la redistribuire. Cele 4 partide care vor constitui Consiliul Județean pentru următorii 4 ani vor avea de ales un președinte și 2 vicepreședinți. În ultimii 8 ani, la nivel de Consiliul Județean, a funcționat o alianță tripartidă între PSD, PNL și UDMR. De data aceasta, lucrurile s-au schimbat și PSD și PNL sunt în concurență directă pentru a obține sprijinul UDMR-ului. Desigur, cele mai mari șanse de a încheia alianța cu UDMR-ul le are PSD, astfel că actualul președinte Tiberiu Marc are toate șansele să-și păstreze poziția. Aici depinde însă de numărul de vicepreședinți pe care îi va avea UDMR-ul. De cealaltă parte, și PNL-ul ar putea face o alianță electorală cu UDMR-ul, care ar putea negocia inclusiv funcția de președinte. Dacă s-ar produce această alianță improbabilă, UDMR ar putea avea pentru prima dată în Sălașul post-decembrist șefia Consiliului Județean, însă este de așteptat ca cei de la UDMR să opteze pentru varianta mai comodă cu PSD, care le aduce pe lângă o poziție câștigătoare la Consiliul Județean și intrarea în majoritatea care se va forma la nivelul primăriei municipiului Zalău. După 1989, zălăoanii au ales doar de 2 ori primar de stânga, până acum. În 5 iunie, pe fondul unei apatii accentuate a electoratului de dreapta din municipiu, s-a produs răsturnarea primarului în funcție Radu Căpulnașiu, care își încheie cel de-al 3-lea mandat. Cel care a produs surpriza a fost candidatul PSD Ionel Ciunt, care l-a învins pe actualul primar cu o diferență zdrobitoare de aproape 20%. Ionel Ciunt a reușit să înregistreze și un alt record politic pentru partidul său. Pentru prima dată în istoria organizației municipale reușește să obțină 9 mandate de consilieri locali. Cu toate acestea, nu are majoritate în Consiliul Local, așa că cel mai probabil se va orienta spre constituirea unor alianțe. Cel mai la îndemână este UDMR-ul, care se poate baza și pe singurul consilier local obținut de ALDE. Va fi interesant de văzut ce jocuri vor face reprezentanții celorlalte partide care au intrat în Consiliul Local. Dacă cei 5 consilieri PNL se vor plasa în opoziție față de viitoarea administrație, la voturile unde este necesar acordul la 2/3 dintre consilieri, un cuvânt important de spus îl va avea reprezentantul PNCCD și cei 2 consilieri PMP. Dacă se concretizează alianța PSD-UDMR, îl vom avea pe Nicolae Fazecaș la al 2-lea mandat de viceprimar. Celălalt post de viceprimar poate să fie de la PSD sau, pentru a-și consolida majoritatea în Consiliu, poate să fie cedat către ALDE, PMP sau PNCCD, ceea ce este foarte puțin probabil. Dezastrul înregistrat de PNL la nivel de Zalău poate să fie pus în cârca întregi echipe de la municipiu. Radu Căpulnașiu și-a asumat înfrângerea pornind de la ezitarea lui de a candida. La Zalău, liberalii au procedat similar cu liberalii de la București, iar inconsecvența politică se plătește. Chiar și premierul Dacian Cioloș, care a votat la Zalău, a transmis săgeți înspre liberali, declarând public că s-ar fi așteptat la o regenerare a resursei partidelor din Zalău. Radu Căpulnașiu, după 12 ani ca primar, nu a mai fost capabil să lupte pentru
pentru un al patrulea mandat. Blasarea lui a influențat și echipa sa, dar și electoratul de dreapta. Radu Căpâlnașiu nu a venit cu nimic în campania electorală, cu niciun proiect care să se adreseze propriul electorat. Acesta a plecat de la premisa că oricum câștigă, ceea ce l-a costat mandatul. La aceasta se adaugă greșelile de administrație din ultimii 4 ani. Și-a îndepărtat sistemic oamenii incomozi din partid prin scandaluri care i-au erodat imaginea și a promovat oameni care irită electoratul, iar proiectele de succes prezentate în ultimii ani au fost gestionate pe relația cu cetățeanul absolut dezastruos. Chiar dacă nu ar fi fost ploaia care a inundat orașul chiar înainte de alegeri, Căpâlnașiu plătea pentru că și-a prejudiciat propriul electoral liberal cu câteva luni înainte de alegeri, a mărit la maximum anumite impozite care i-au ars la buzunar pe agenții economici din municipiu. Astfel că, deși în ultimii 12 ani zălăoanii au optat pentru un primar de dreapta, varianta Căpâlnașiu nu mai era convenabilă pentru ei. Candidatul PSD Ionel Ciunt a fost prefect de 3 ori, a fost soluția cea mai bună pentru PSD. Nefiind foarte uzat politic, profitând și de imaginea de apropiat cu omul simplu, cei care au mers la vot au considerat că este accesibil. Un primar popular cu oamenii. Pe de altă parte, lista de consilieri pe care a propus-o zălăoanilor a fost bine aleasă, promovând oameni noi în politică, dar care au performat în domeniile de activitate, doctor, profesor, chiar și pe Mircea Groza, personaj iubit de sălășeni pentru felul în care promovia să tradițiile populare și mâncarea locală. În comparație cu lista propusă de Căpâlnașiu, cea lui Ionel Ciunt arăta că acest candidat vrea să schimbe paradigma administrației municipale. Astfel că, pe fondul incapacității actualului primar de a convinge electoratul că mai merită un mandat, Ionel Ciunt a profitat pentru a se erija în soluția potrivită pentru Zalău. Chiar dacă în Cehu, Silvanie și în Jibou s-au schimbat primarii, electoratul rămâne la fel de stabil ca la Șimleu, Silvanie pe vot politic. În cele două orașe, primarii aleși în 2012 nu au mai candidat. La Cehu, Silvanie, UDMR-ul a susținut pe Keregi Ioan, care a câștigat fotoliul de primar fără emoții. La Jibou, lucrurile au fost mai complicate, pentru că fostul viceprimar PSD, Ana Indreieș, a candidat sub sigla PNL, iar candidatul PSD, Dan Ghiurcu, a avut de muncit pentru a nu-și pierde electoratul. A câștigat mandatul de primar, astfel că la Jibou PSD bifiază victoria. Singurul oraș câștigat de liberal este Șimleu Silvaniei. Aici, Septimiu Țurcaș, primarul în funcție, reușește să-și păstreze mandatul și să atragă și suficiente voturi la lista de consilieri pentru a obține mandatele care se asigure majoritatea în Consiliul Local. Pe vot politic, PSD este câștigătorul alegerilor locale din Sălaș cu peste 36%, PNL a obținut puțin peste 28%, UDMR aproape 20%, în vreme ce UNEPR a obținut puțin peste pragul electoral. Și ca număr de primari, tot PSD a obținut mai multe mandate. Din 61 de primari, 25 sunt din partea PSD, 21 sunt liberali și 14 de la UDMR. Avem și un primar independent la Nușfaleu, acolo unde Radu Mateș a recâștigat mandatul. În ceea ce privește mandatele de consilieri locali, în total sunt 703 la nivelul județului. Cel mai multe le-a bifat PSD-ul, 233, în vreme ce PNL-ul a obținut 208. UDMR-ul are 146 de consilieri. Mult mai puțin consilieri locali au obținut UNEPR 33, ALDE 29, PMP 15 și PPMT 11. Țărăniștii au obținut 9 mandate de consilieri locali, iar PER și PSD câte 5. Au mai obținut mandate de consilieri Partida Romilor Pro Europa 4, PCM 3 și Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România 1, la care se adaugă un consilier local independent. Urmează constituirea consiliilor locale. Imediat după comunicarea rezultatelor oficiale, instituția prefectului județului Sălaș a stabilit programul de constituire a Consiliului Județean și a celor 61 de consilii locale din județ. Primele constituiri vor avea loc în 16 iunie. Consiliul Județean va avea ceremonia de validare a mandatelor și depunerea jurămintelor în 22 iunie. La Zalău acest lucru se va întâmpla cu o zi înainte, în 21 iunie. La Jibou constituirea e programată pentru data de 16 iunie, în vreme ce la Șimleu Silvaniei în 20 iunie. La toate aceste ședințe de constituire va participa prefectul Marin Nițu. Singurul oraș unde nu va participa prefectul este Cehu Silvaniei, acolo unde Consiliul Local se va constitui în data de 17 iunie.